La farmacie, ca la cabinetul medical. Mai concret, în aceste locuri ar urma să ni se măsoare glicemia, tensiunea, colesterolul și saturația de oxigen. Părerile oamenilor cu privire la acest aspect sunt împărțite. În timp ce unii consideră că s-ar ușura accesul la anumite consultații, alții cred că nu este un loc potrivit pentru aceste servicii. Potrivit ordinului Ministerului Sănătății, tarifele pentru noile servicii vor trebui afișate în locuri vizibile, iar autoritățile vor ca o parte din servicii să fie decontate. Concret, în farmacii ar urma să ni se măsoare glicemia, tensiunea, colesterolul și saturația de oxigen. E foarte bine, pentru că te duci după medicamente și poți să faci și analize. După câte știu eu, o glicemie se poate face, o glicemie, dar colesterolul nu cred. Sunt niște analize mult mai complexe, necesită timp. Eu știu. Crezi că este o măsură absurdă? Nu e o măsură absurdă. În alte părți, în alte țări, sunt și pe lângă farmacii, sunt niște laboratoare, dar trebuie să fie un laborator autorizat, un laborator care să... Nu așa orice farmacie să-ți ia banul ca să-ți facă o treabă asta. Și, în primul rând, analizele se fac și ele la indicația unui medic, al medic de familie, nu așa că vrei tu. Bine, glicemia aia, oricare, cei care suferă de diabet au la ei instrumente care își controlează glicemia, poate să-și o controleze oricând. Dar celelalte analize sunt lucru laborios, e lucru care nu se pot face așa pe fiește unde, decât într-un laborator. Vom apela la farmaciști dacă vrem, de exemplu, să ne facem vaccinul antigripal, inclusiv cei care au nevoie de informații privind contracepția sau vor consiliere privind alimentația, vor putea apela la farmaciști. Nu e regulă. Cred că lumea asta s-a speriat de ce trăim și cred că se exagerează chiar și cu antiviralele astea, antivirus și anti-nu știu ce, aducă să se vaccineze și să intre în rândul lumii. Dacă nu de mult oamenii erau atenționați să nu asculte sfatul farmaciștilor, acum autoritățile vor să-i transforme în medici. Practic, farmaciile se reinventează și se vor ocupa inclusiv de gestionarea pacientului cronic, adică a celor care au hipertensiune, diabet, afecțiuni pulmonare sau a bolnavilor care se află sub tratament cu anticoagulante. Toate consultațiile o să fie contracost. Nu se știe momentan dacă pacienții vor plăti, ori serviciile vor fi decontate. Se așteaptă un ordin de ministru ca să poată fi puse în aplicare.